Bine ați revenit să ne amintim întrebarea cu numărul 140. Avem un număr format din toate cifrele de la 1 la 9, scrise fiecare o singură dată, deci avem un număr din 9 cifre. Și acest număr scris cu 9 cifre are următoarea proprietate. Primele lui N cifre, scrise în ordinea din număr, nu oricum, pentru oricare N de la 1 la 9 formează un număr divizibil cu N. Explic imediat. Primele lui 2 cifre formează un număr divizibil cu 2. Primele 3 cifre formează un număr divizibil cu 3. Primele 4 cifre formează un număr divizibil cu 4. Și așa mai departe până la tot numărul care, fiind format din 9 cifre, este divizibil cu 9. Iar întrebarea este, evident, care este numărul care are această proprietate? Există mai multe metode pentru a găsi acest număr. Vă prezint unul dintre raționamentele care pot fi folosite. Dar înainte de a vă arăta raționamentul, am o observație de făcut. În cele ce urmează, pentru a scurta explicațiile, voi spune de mai multe ori ceva asemănător cu cifra este divizibilă cu 2 sau cu 3 sau cu 5. Această exprimare nu este corectă pentru că o cifră nu este un număr, este un semn grafic. Așa că nu poate fi împărțită la ceva pentru a vedea dacă e sau nu divizibilă cu un număr. Corect ar fi să spun numărul scris cu cifra despre care vorbim este divizibil cu 2, cu 3 sau cu 5. Din același motiv este incorect să spunem că o cifră este pară sau impară. Numărul scris cu cifra respectivă este par sau impar. Dar pentru a nu complica explicațiile, în cele ce urmează când spun cifra este divizibilă cu, înțeleg numărul scris cu această cifră este divizibil cu. De asemenea, când spun cifra este pară sau impară, înțeleg prin asta că numărul scris cu cifra respectivă este par sau impar. Acum putem trece la găsirea numărului. Vom avea nevoie de următoarea informație. Dacă un număr N este divizibil cu un număr M, atunci numărul N este divizibil și cu divizorii lui M. De pildă, dacă un număr este divizibil cu 6, atunci trebuie să fie divizibil și cu 2 și cu 3, pentru că 6 se poate scrie 2 înmulțit cu 3. De pildă, 12 este divizibil cu 6, dar este de asemenea divizibil și cu 2 și cu 3. Gândiți-vă la orice număr divizibil cu 6 și veți vedea că numărul este divizibil și cu 2 și cu 3. Și acum să ne gândim la numărul nostru. Un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui cifră este 0 sau 5. Dar în numărul nostru nu avem cifra 0. Și pentru că numărul scris cu cifrele A, B, C, D, E este divizibil cu 5, înseamnă că E trebuie să fie cifra 5. Un număr este divizibil cu 2 dacă ultima lui cifră este pară. Dacă un număr este divizibil cu un alt număr par decât 2, el este divizibil și cu 2, deci trebuie să aibă de asemenea ultima cifră pară. Știm că numerele AB, ABCD, ABCDEF și ABCDEFGH trebuie să fie divizibile în ordinea în care sunt scrise cu 2, cu 4, cu 6, respectiv cu 8. Adică toate trebuie să fie divizibile cu numere pare. Dar asta înseamnă că trebuie să fie divizibile și cu 2. Deci trebuie să aibă ultima cifră pară. Ceea ce înseamnă că cifrele pare sunt B, D, F și H. Ele trebuie să fie cifre pare în numărul nostru, adică 2, 4, 6 și 8. Dar asta mai înseamnă că celelalte cifre, adică A, C, E, G și I, sunt impare. Mai departe, știm că numărul ABCD trebuie să fie divizibil cu 4. Dar un număr este divizibil cu 4 dacă ultimele lui două cifre sunt divizibile cu 4, formează un număr care este divizibil cu 4. Așa că numărul CD trebuie să fie divizibil cu 4. Dar mai știm ceva despre acest număr, și anume că cifra
C trebuie să fie impară, iar cifra D pară. Folosind aceste informații, numărul CD poate fi 12, 16, 32, 36, 52, 56, 72, 76, 92 sau 96. După cum vedeți, cifra D nu poate fi decât 2 sau 6. Putem repeta raționamentul pentru numărul A, B, C, D, E, F, G, H. Deoarece el trebuie să fie divizibil cu 8, trebuie să fie divizibil și cu 4. Dar am văzut că un număr îl are divizor pe 4 dacă numărul format din ultimele lui două cifre este divizibil cu 4. De asemenea, știm că și în acest caz G trebuie să fie o cifră impară, iar H una pară. Așa că același raționament pe care l-am făcut pentru numărul CD ne arată că și cifra H poate fi doar 2 sau 6. Bineînțeles că dacă H este 2, atunci D trebuie să fie 6 și invers, deoarece fiecare cifră apare o singură dată în numărul pe care îl căutăm. Au mai rămas cifrele pare 4 și 8 și știm că cifrele B și F sunt pare, așa că ele pot lua valorile 4 sau 8. Mai departe, numărul A, B, C, D, E, F trebuie să fie divizibil cu 6. Dar asta înseamnă că trebuie să fie divizibil și cu 3, deoarece 6 poate fi scris 2 înmulțit cu 3. Și un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor lui este un număr divizibil cu 3. Deci știm că numărul A, B, C, D, E, F trebuie să fie divizibil cu 3, dar știm de asemenea că și numărul A, B, C trebuie să fie divizibil cu 3. Este proprietate a numărului pe care îl căutăm. Și asta înseamnă că suma cifrelor A, B, C, D, E, F trebuie să fie un multiplu de 3, dar și suma cifrelor A, B, C trebuie să fie un multiplu de 3. Și de aici rezultă că și suma cifrelor D, E, F trebuie să fie un multiplu de 3. Dacă ne uităm la cifrele care pot fi în locul literelor D, E, F, observăm că numerele formate cu aceste trei cifre pot fi doar 254, 258, 654 și 658. Și dintre acestea, doar 258 și 654 au suma cifrelor un număr divizibil cu 3. Iar asta înseamnă că dacă cifra D este 2, atunci cifra F trebuie să fie 8, iar dacă cifra D este 6, cifra F trebuie să fie 4. Și acum, dacă ținem seama și de pozițiile posibile ale celorlalte numere pare, știm că numărul nostru trebuie să aibă una dintre următoarele combinații ale cifrelor pare plus cifra 5, cele pe care le vedeți acum. Mai știm că ABC trebuie să fie divizibil cu 3 și că cifrele A și C sunt impare. Dacă încercăm toate combinațiile posibile, vom găsi că avem 10 combinații care formează numere divizibile cu 3. Acestea sunt cele pe care le vedeți acum. Și dacă ținem seama că cele 3 cifre din mijloc pot fi 258 sau 654, înseamnă că avem 20 de combinații posibile pentru numărul A, B, C, D, E, F, numărul format cu primele 6 cifre ale numărului nostru. Vedeți aici cele 20 de combinații posibile. Însă știm că fiecare cifră poate să apară o singură dată în numărul nostru, așa că putem elimina numerele în care o cifră se repetă și rămânem cu 10 combinații posibile pentru numărul A, B, C, D, E, F, cele pe care le vedeți. Mai departe, G trebuie să fie o cifră impară, așa că avem din nou 20 de combinații posibile. Le vedeți acum. Dar numărul format din primele 7 cifre, adică numărul A, B, C, D, E, F, G, trebuie să fie divizibil cu 7. Și dacă veți împărți aceste numere la 7, veți vedea că rămânem cu doar 3 posibilități, cele pe care le vedeți. Știm însă că dacă D este 2,
H trebuie să fie 6, iar dacă D este 6, H trebuie să fie 2. Așa că obținem 3 combinații din nou cele pe care le vedeți. Însă numărul format din primele 8 cifre trebuie să fie divizibil cu 8. Și un număr este divizibil cu 8 dacă numărul format din ultimele lui 3 cifre este de asemenea divizibil cu 8. Și dacă veți verifica, veți vedea că doar numărul din mijloc satisface această condiție, pentru că 472 împărțit la 8 este 59. Deci primele 8 cifre sunt 3, 8, 1, 6, 5, 4, 7, 2 și singura cifră care lipsește este 9, așa că numărul complet este 381.654.729. Așa cum v-am spus, există și alte raționamente posibile, dar toate duc la același rezultat. Pentru că e sezonul concediilor, după cum probabil ați observat, nici eu nu sunt acasă, am pregătit pentru azi o întrebare mai ușoară, o întrebare de concediu. Dar vă avertizez că nu pare așa la prima vedere. Avem o sticlă de un litru cu dop, în care distanța de la fundul sticlei la dop este de 24 de centimetri, așa cum vedeți în desen. Turnăm apă în sticlă și măsurăm înălțimea coloanei de apă. Găsim 15 centimetri. Punem dopul, întoarcem sticla cu dopul în jos și măsurăm iar înălțimea coloanei de apă și de data asta găsim 19 centimetri. Întrebarea este câtă apă conține sticla. Există o metodă de rezolvare care face apel și la fizică și există cel puțin o metodă matematică de rezolvare, dar un pic de logică de asemenea poate rezolva problema. Vă urez, ca de obicei, succes pe săptămâna viitoare!